Bine ați venit la prima expoziție normală după 2 ani, adică un vernisaj complet, fără distanțare, fără mască, cu public numeros, cu mulți elevi de la Liceul de Artă, și urăm bun venit în calitate de expozanți la două foste eleve ale Liceului de Artă Victor Brauner. Actualmente își desăvârșesc studiile universitare la Facultatea de Arte Plastice din Timișoara. Este vorba de Daria Munteanu și Melania Rusu. Cu mulți ani în urmă, o elevă în ciclu primar expunea în prima ei expoziție personală la Forum Center. Acum, nu știu dacă ea își mai aduce aminte, dar eu mi-amintesc acel vernisaj și părinții și bunicii probabil la fel. Acum, da, dacă tot am deschis așa, era vorba de Daria Munteanu, urmat ciclurile Liceului de Artă, apoi un intermezzo psihologistic de un an, și iată, asta a făcut ca acum să avem un decalaj între două colegi de clasă de liceu. Daria este în anul 3 licență, iar Melania în anul 1 de master. Acum 5-6 ani am avut bucuria să petrecem mai mult timp împreună într-un proiect Erasmus, vizitând toată Andaluzia, Cordoba, Granada, Malaga, Sevilla, Gibraltarul. Cine s-a aștepta în acea însorită Spanie ca azi să fim în grotă? Este un subiect pe care probabil ni-l va lămuri chiar artistele. Eu, într-un scurt interogatoriu, așa, am reușit să văd că, adică să scot niște secrete de atelier, cum că Daria ar fi impresionată, să spunem așa, sau și-ar găsi un mentor în Piero Manzoni și în Arte Povera. Iar Melania se regăsește spiritual în opera lui Francis Bacon, nu filozoful, ci pictorul, că dacă ar fi fost filozoful, v-ați fi dat seama.
Aparent, lucrările sunt asemănătoare, având cam aceeași gamă cromatică foarte reținută. Însă, așa cum spuneam, Daria merge spre Arte Povera, care este o artă conceptualistă și membrii grupului s-au deosebit de alți artiști prin faptul că au ales să se exprime cu ajutorul materiilor neconvenționale picturii și dacă veți urmări foarte atent peretele în care expune Daria, veți vedea că tablourile practic eu știu, toate au 10 grame de culoare fizică, restul sunt structuri, ceea ce nu se regăsește pe peretele Melaniei, unde pictura apelează totuși la culoarea convențională. Sigur că este o vârstă pentru fiecare frământare. Am trecut și eu prin asta și eram un adept al lui Modigliani. Între timp am devenit un pic mai optimist. Grota nu este un nume de conjunctură pentru expoziția de față. Ea vine din italianul grota, dar și din latinescu cripta. E o construcție naturală sau umană, dar care are doar o ieșire spre lumea reală, este o lume mai subpământeană. Care, iată, în trăirea interioară a celor două tinere, anii aceștia de frământări existențiale, de frământări ale lumii exterioare, cu pandemia, cu toate crizele ultimilor ani, din prea plinul sufletului lor au imortalizat pe pânze și vin în fața dumneavoastră să vă pună aceste probleme. Mai multe despre sine și despre lucrări, sigur că cele mai în măsură sunt cele două propunătoare și am să le rog, adică eu nu am să fac greșeala altor comentatori să îmi dau eu cu părerea ceea ce ar trebui voi să vedeți aici. Ceea ce se vede este foarte expresiv și pătrunzător, însă
pentru că sunt foarte mulți colegi de generație care vor păși într-un an sau doi pe aceeași cale, același drum, niște sfaturi de la cineva puțin mai copt, sper eu că nu strică. Așa că vă rog să spuneți câteva cuvinte de îmbărbătare. Mulțumim prima oară că ați venit, că sunteți aici în grotă. O să mulțumesc familiei mele, Melaniei, profesorilor de la facultate și de la liceu, domnului profesor Poto, bineînțeles, și tuturor oamenilor speciali care au fost alături de mine. Ce e grota e ceva la care eu și Melania ne-am gândit ca fiind un loc în care ne izolăm, ne apărăm și ne adăpostim de factori negativi externi și de energii negative și un loc care ne facilitează procesul artistic de la început până la sfârșit, în care putem să creăm libere și fără să fim constrânse în vreun fel. Da, cum a spus domnul profesor, îmi place Arte Povera, îmi place Alberto Buri și Piero Manzoni și îmi place să folosesc materiale neconvenționale, pentru că eu cred că arta e inclusivă și cred că orice obiect poate fi tratat în așa fel încât să apară ca un obiect de artă. Mă folosesc de gunoaie, cum le-ar numi unii, dar încerc să le valorific așa și aleg să mă folosesc din punct de vedere cromatic, de monocromie și de culori închise, pentru că așa încerc să stimulez mai mult imaginația privitorului și să las să-și închipuie ce vrea el și astfel să se regăsească în lucrările mele. Oh, mulțumesc! Ce aș putea să mai zic acum, când tot a fost deja înglobat în propozițiile Dariei și a domnului profesor Potop? Mulțumim frumos pentru deschidere! Nu mă așteptam să fiți atât de mulți, în primul rând, chiar nu ne așteptam, mulțumim frumos, inclusiv doamnei profesoare din liceu, mulțumim, uitați unde am ajuns. Da, am mers pe expresionismul abstract, foarte abstract probabil pentru unii, mă gândesc, și da, pe tehnica lui Francis Bacon, aceea de a prespăla și a prelucra culoarea și schița până când rămâne mai nimic, dar ideea e că relevant e conceptul din spatele lucrării, nu lucrarea în sine. Dacă citiți titlul fiecărei lucrări, atât de la mine cât și de la Daria, o să înțelegeți mult mai bine tot ce am vrut să facem, inclusiv instalația de aici din spate. Sper că să vă placă lucrările și să ne mai vedem. Atât. Bună seara sau bună ziua! Mulțumesc tuturor că sunteți aici. O să fiu scurt. Spre rușinea mea sunt la a doua expoziție, tot a fi cei mele. Așa? Așa că nu mă pot exprima din punct de vedere artistic, dar vă voi spune o povestioară, o mică poveste. Acum aproximativ 18 ani, fix în acest spațiu, o fetiță de 5-6 ani de grădiniță, venea împreună cu tatăl ei să-și cumpere pânze, acuarele, pensoane și ce mai avea nevoie. Săptămânal venea. Iar cu tot acest arsenal, mergea în fiecare sâmbătă dimineață, sau aproape în fiecare sâmbătă dimineață, la corpul B de la Victor Braun, la ora 10. Acolo, două ore, lucra împreună cu un distins profesor. Lucra cât putea să lucreze la vârsta ei. Între timp, fetița a crescut, e mare, portofoliul ei artistic a crescut și el, iar probabil punctul culminant e în seara asta, în după amiaza asta aici. Bănuiesc că v-ați dat seama despre cine este vorba în această povestioară. Fetița e Daria, distinsul domn profesor este domnul profesor Ștefan Potop, iar tatăl e cel care vă vorbește. Permiteți-mi să profit de ocazie și să mulțumesc din partea familiei mele
domnului profesor Potop pentru susținere, pentru implicarea în creșterea artistică, sau cum se trebuie să ne exprimăm exact din punct de vedere artistic, a Dariei. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici. Vreau să le felicit pe fete. Le urez să aibă cât mai multe evenimente de acest gen, împreună sau separat. Și dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc! Am să mai, dacă nu mă așteptam să fiu printre mentori, dar atunci să mai punctăm și din ce mi-amintesc eu pe doamna Adriana Stanciu, doamna Aida Gheorghișcan, profesori din liceu, Sida și Andoni, pe care mi-i mai amintesc de la Timișoara, și încă un felicitări, Melania, felicitări, Daria, o expoziție destul de inedită pentru Piatra Neamț, de, cu influențe din vest, adică mai vedem și altceva, lumea circulă, vede, se întoarce cu alte mentalități. Întâmplător, nu sunt chiar credincios, dar mă mai uit pe calendar. Mâine este Sfânta Daria. Mulți ani de ziua numelor și facem probabil o avantpremieră, invităm publicul la o prăjitură și un pahar de suc. Mulțumim presei, mulțumim Violeta Moșu, mulțumim Teodor Moldovan, mulțumim Telea Neamț.